Casa de ajutor reciproc Învățământ este alături de dâmbovițeni în toate momentele importante din viață, indiferent de vârstele pe care le au aceștia. Membrii CAR pot beneficia de ajutor de căsătorie atunci când se hotărăsc să-și unească destinul cu persoana iubită. Dacă ambii miri sunt înscriși la Casa de ajutor reciproc, atât soția cât și soțul pot primi banii de la instituția financiară nebancară. Ajutorul de căsătorie se acordă în valoare de 500 de lei. Acesta poate fi luat de tinerii căsătoriți în baza certificatului, copie de pe certificatul de căsătorie și copie de pe buletin. O vechime de cel puțin 3 luni și să nu solicite retragerea în următoarele 12 luni. După o carieră îndelungată în învățământ, dascălii sunt sprijiniți de CAR Învățământ și atunci când fac pasul pensionării. Când decizi să se retragă din activitatea educațională, aceștia pot primi 300 de lei. Tinerii pensionari trebuie să prezinte dovada că și-au depus dosarul la pensie, nu neapărat decizia, pentru că acum e o perioadă, cei mai mulți la noi în învățământ se pensionează la 1 septembrie. Și atunci, depunând dosarul la 1 septembrie, până vine pensia, este o perioadă și ne-am gândit că ar fi bine să îi putem ajuta. Trebuie să fie membru și are de cel puțin 3 ani de zile, da? Și să nu se retragă în următoarele 6 luni pentru pensionare. În ceea ce privește latura socială, CAR Învățământ a sprijinit în acest an școlar și o parte dintre copiii de la școala specială. 181 de copii care își doresc să învețe, dar nu au susținere financiară, au primit rechizitele necesare pentru anul școlar în curs. Pe această cale apelăm și îi rugăm pe profesorii, cadrele didactice care îi îndrumă pe acești copii să ne contacteze și să încercăm să îi ajutăm prin burse sau prin ajutoare sociale pentru a-și putea împlini visele sau pentru a putea învăța. Reprezentanții CAR Învățământ invită pe cei interesați să li se alăture în sprijinul educațional pe care îl acordă copiilor fără posibilități și totodată invită pe membrii la sediile din Târgoviște, Titu sau Găiești să-și ridice ajutoarele pentru căsătorie sau pentru pensionare.